toate ținitorul, binecuvintează-o stenelile celor ce împărtășesc știința. Primirea informației într-o diversitate de forme, prin metode moderne de învățare, constituie pentru copii o necesitate. Ei au astfel posibilitatea să recepteze deopotrivă, după puterea lor, datele științei, chiar dacă au dascăli diferiți, cu mai multă sau mai puțină vocație. Faptul acesta se constituie într-un act providențial prin care Dumnezeu ne ajută să-i primim înțelepciunea Sa. Dumnezeu să vă binecuvinteze această trudă să puteți să împărtășiți știința copiilor, căci știința este lumină pentru sufletele lor. Egal, ce lucrăm să vedem dacă dă Dumnezeu? Dacă care e 9 pe 4. Plus radical din 1 pe 4. Și face 3 pe 2. Plus 1 pe 2. 3 pe 2 plus 1 pe 2. 2. Într-adevăr, abia acum spunem x egal cu 5 pe 4. Abia acum spunem x egal cu 5 pe 4 este soluția. Hai să vedem o dată. Care sunt etapele? Care sunt etapele ca să rezolvăm astfel de ecuație? Punerea condițiilor pentru existența radicalelor dă din par. Deci se pun condiții de existență. Numai pentru radicalelor din par. Radicalelor din par n-au nicio treabă. Deci de ori în 3, de ori în 5 nu pun nicio condiție. Există și din numele pozitive și din numele negative. După care se elimină radicalii. Etapa a doua, se elimină radicalii. Urmează etapa aceea de rezolvare a ecuației. Ne întrebăm ce am găsit dacă aparține sau nu intervalul de studiu unde am spus x-ilor. Noi am stabilit x și au voie să fie de la 1 la plus infinit. Aici căutăm, aici căutăm soluția ecuației acestei. La 1 la plus infinit. Constatăm că 5 pe 4 este în interval, dar nu suntem foarte încântați. Abia după ce constatăm că și verifică. Abia atunci spune că x egal cu 5 pe 4 este soluție. Deci observați, sunt câteva etape foarte precise. Mai întâi. Hai să vedem algoritmul de rezolvare a ecuațiilor irraționale. Algoritmul de rezolvare a ecuațiilor irraționale. 1. Care ar fi primul pas? Pasul 1. Condiții. Algoritmul, adică etapele pe care trebuie să le parcurgem. Pasul 1 care a fost? Condiții. Pasul 2. Eliminarea radicală. Pasul 2, da? Eliminarea radicală. Pasul 3. Care este pasul 3? Rezolvarea ecuației. Găsirea... Da, da, rezolvarea ecuației. Pasul 3. Sortarea, adică alegerea. Sortarea valorilor, adică le alegi pe cele din interval. Și pasul următor? Verifica. Chiar dacă s-a luat intervalul, eu și verifica. Că este pericolul să te adăugă și soluții. Da? O altă ecuație, repede, da? Atenție multe că se înregistrează și... Fără să nu mă supărați. Să se rezolve ecuația. Să zicem. Radicalul din ce e 8 din x pătrat minus 9x minus 5 radical ce 4 din x pătrat minus 81 plus 3 radical și 6 din 9 minus x plus x minus 5 egal cu 2. Da. Plus radical x minus 5 atunci. Radical x minus 5 egal cu 2. Condiții de existență. Așa am promis, așa facem. X pătrat minus 9x mai mare decât
X pătrat minus 81 mai mare. 0, 9 minus X. 9 minus X. Iată un sistem de condiții. Sistem de condiții. X pătrat minus 9 X mai mare egal decât 0 înseamnă? 0, x1 egal 0 și x2 egal cu cât dată de lângă 2? 0, cum și vedul x egal cu 9. Pentru ce se pune minus în afară plus? Plusul de-a venit de la minus infinit la 0, deja se produce lucrul, x aparține de la minus infinit la 0 închis, reunit cu 9 plus infinit. Cealaltă. X pătrat minus 81 înseamnă x1 egal cu minus 9, x2 egal cu 9. Între lăcime minus la pare plus, deci rezultă x aparține intervalul la minus infinit la minus 9. Minus infinit la minus 9, reunit cu 9 plus infinit. 9 minus x mai mare egal decât 0 înseamnă x mai mic egal decât 9. X mai mic egal decât 9, x aparține de la 9 la minus infinit la 9. Mai mare egal decât 5, rezultă x aparține de la 5. Și acum ce facem? Doar să reală, să vedem intersecția. Intersecția tuturor intervalelor. 0. Așa. Și 9 plus infinit. 9 plus infinit. Acolo. No, minus infinit, minus 9. Ca minus k minus 9. Minus infinit, 9. Da. Cinci plus infinit. Să vedem unde avem intersecția tuturor. Câte intervale am avut? Una, două, trei, patru. Unde vedeți patru? La 0, nu cred, sunt trei acolo. Da. Se pare că X egal cu 9 este singur element unde sunt 4. Da, 4 linii. Una pleacă, pleacă 2, 3. La 5 la 9. De la 9 la 9. La 5 la 9. Dar la 5 la 9. 4 sunt finit. E pusă. Mai vedem cum la 9 la 8 sunt finit. Păi, dar nici nu una peste alta. Pe lângă e care o să pune. Așa, ca să se vadă cele patru. Și atunci, iată, X egal cu 9 este singurul element care poate să fie. Deci, X are voie, X are voie doar să primească valoarea 9. Și atunci vă spune, X egal cu 9 este singura posibilitate. Așadar, așadar, nu o să mai trecem. Nu o să mai trecem să eliminăm radicale. Că ce ar însemna să eliminăm radicale în condiție? Este că n-am radicale nici 8, radicale nici 4, 6, 2. Este imposibil. Și atunci, singura, atenție, singura valoare care poate să fie soluție, poate să fie soluție, este x egal cu 9. Iată cât de important, cât de important este să spunem în trei condiții. Atunci vreau să spun x egal cu 9, să vedem dacă verifică. Verifică, x egal cu 9 verifică, să vedem. Numărul
X egal cu 9, singura valoare care putea să fie soluția, aș fi verificat. În concluzie, X egal cu 9 este singura soluție a ecuației acestea. O altă ecuație, repede, să se rezolve ecuația. Păi da, v-a rugat frumos. Radical din X minus 5 plus radical din X 3 din 7 minus X egal cu 2. Ce propuneți? Eliminăm radicale, sigur. La? O le dau la treia să supărăți? La a șasea. Ridicăm totul la puterea a șasea. Dar ia să vedeți voi că ridicăm la a șasea. Ce se întâmplă? La a șasea dacă ridicăm. Bun. Trece un păr unul din ei în partea cealaltă. La ce putere să ridici ca să dispară radicalul? Noi ridicam la a doua fiindcă aveam radical de ordine 2 acolo. Sau la a treia când avem radical de ordine 3. Ce să facem? Care va fi ideea aici? Deci, chestia acolo a venit destul de greu. Vedeți, din algoritmul acela v-am atras atenția. Prin ecuația care am făcut-o, v-am atras atenția că punerea condițiilor e foarte importantă. Ați văzut că X egal cu 9 a fost elementul care l-a probat. Acum, eliminarea radicalilor, etapa următoare, și asta e o problemă. Nu totdeauna merge. Nu totdeauna. Iată-mă într-o situație dificilă. Cine dorește să mă ajute? Să vedem. Dacă cineva are o inițiativă, dacă cineva îndrăznește. Deci ridicarea la putere nu mai merge. La așa s-a dat cu mulți radicali, sunt carcăghiși. Ce este practic imposibil. Aici, acum, da, gata. Vă spun eu. Să vă dăm radicale X minus 5 cu un A. Radicale și 3 de 7 minus X cu un B. Deci notă. Radicale indicii 5 de X minus la radicale X minus 5 egal cu un A. Și radicale indicii 3 de 7 minus X 7 minus X egal cu un B. După ce am notat, ce devine ecuația de mai sus? A plus B, deci prima ecuație o am, A plus B. A plus B este egal cu? Deci, am notat A plus B egal cu 2. Deci A plus B este egal cu 2. Și mai trebuie două ecuații în așa. Se ridică pe prima la a doua, da? Și se elimină X-ul. Și atunci apare corelație între a și B. Deci asta se întâmplă. Bine, X minus 5 din prima rezultă, X minus 5 egal cu a pătrat. Și de sub 7 minus X egal cu B la 3. Numai dacă acolată și se adună pe asta două. Prin adunare se duce X-ul. O? Și deci ce obținem? 2 egal cu a la a treia plus b la a doua. A la a doua plus b la a doua. Și noul sistem va fi a plus b egal cu 2, că nu se scrie aici. A plus b egal cu 2. Și a pătrat plus b la a treia este egal cu 2. Sistem de două ecuații cu două necunoscute, în a și b. Un sistem, cred că, destul de
simplu, la îndemâna noastră, pentru că prima ecuație este de gradul 1, iar cealaltă, de acolo, este o ecuație, nu mă interesează. Care e metoda substituției? Scoate ecuația pe A, cel mai comod, rezultă are egală cu B minus B, și cu A-ul știut, mergem la acea ecuație. 2 minus B, și B. 2 minus B, tot la pătrat, plus B la 3, echivalentul A egal cu 2 minus B. 4 minus 4, B, plus B pătrat, egal cu 2. Adică, sus, A egal cu 2 minus B. Da, continuăm. Și, și B la a treia, plus B pătrat, minus 4B, plus 2, egal cu 0. Urmează să rezolvăm ecuația asta în B. Este o ecuație de gradul 3. Din schema lugană încercați găsi cu rădăcime. Hai să vedem repede schema lugană. Da.
Deci este vorba de 2 minus acesta. 2 minus 1 face 1 plus radical de 3. Egal 1 plus radical de 3. Câte variante avem? Perechi, perechi, A și B. 3 perechi. Un A, un A și un B, A, B, A, B. Acum, trebuia să mai facem următoarea precizare. După notația făcută, radicalul din X minus 5 este A. Ce pot să spun despre A ăsta? E mai mare ca 0. Pentru că dacă am radicalul de ordine 4, de unul este un număr pozitiv, decât pe când îi place, n-am nicio... n-am nimic de precizat. Deci aici mai minus și mare, au o virgulă, A mai mare decât 0. Dacă A mai mare egal decât 0, înseamnă că o să luăm doar variantele pozitive ale lui A. Este 1, 1. 3 minus radical în 3 este bine. Și 1 plus radical în 3 este bine. Deci câte variante am a lui 3. Se întoarce la substituție și zicem odată, radical din x minus 5 egal cu 1. Radical din x minus 5 egal cu 1. Rezultă, adică la pătrat, din x minus 5 egal cu 1, adică x1 egal cu 6. Unde trebuie să se afle x1? Aparține de la 5 la plus infinit. Aparține de la 5 la plus infinit. Ca să fie soluția, să și verificăm, da? Cealaltă variantă. Radicalul din x minus 5 egal cu următoarea, cu 3 minus radical din 3. Ia să vedem, e pozitivă? 3 minus radical din 3? Da. Radical din 3, 1,75. Deci e bine. Rezultă, adică la pătrat, x minus 5 egal cu 9 minus 4 radical din 3 plus 3. Plus 3. Și vine x egal x2, să spunem așa, de a doua valoare. 5 cu 12, 17 minus 4 radical din 3. 6. Deci e 6. 3 ori 2. Aici ai greșit, da? 6 radical din 3. Vreau să fiți foarte atenți și să mă rog să cărăm greșit. 9 cu 3, 12 și cu 5, 17, minus 6, minus 6 radical din 3. Ca să fie valoarea asta de acceptat, trebuie să fie clar 5 încolo. Deci asta trebuie să fie mai mare decât 5. Ia să vedem ce părere aveți, este mai mare decât 5. Da. Cum știm că e mai mare ca 5? Păi ducem pe 5 în partea asta, ducem pe 6 în partea asta, atunci ridicăm valoarea adăugată. 17 minus 5 vine 12. Deci 12, hai să spunem. Decât 6 radical din 3. Adică la pătrat și minus 144. Păi 6 ori 3. 3 ori 3, 6, da? 3 ori 6, 18, 3 ori 3, 98. Are dat. Înseamnă că acum putem spune că și așa asta poate să fie soluție. Aparține intervalul respectiv. Mai avem încă o valoare, și anume care este ultima pe care trebuie să o testăm, este de 1 plus radical din 3. Și zice radical din... Să zice radical din cât? Din x minus 5 este egal cu 1 plus radical din 3. Adică am venit la pătrat și spunem x minus 5 2 radical din 3 plus 2 ori 1 2 radical din 3 plus 3 când vine x minus 5 este egal cu 9 plus 2 radical din 3. Este mai mare decât 5. Da? Este mai mare. Așa încât, pentru ecuația de aici, câte soluții se pare că am găsit? O dată, x1 flotă pe aici, x1 egal cu 5. X1 egal cu 5. Sau 6, 6. Avem dreptate? 6. Apoi, punct și virgulă. 17 minus 6 radical din 3.
Și în sfârșit, X... 3 este 9 plus B radical din 3. Acestea par a fi cele 3 valori. Iată, să revedem. Am avut de rezolvat această ecuație irațională. Ia. Nu se mai poate încadra în algoritm. Algoritmul era așa. Punem condiții. Am pus. Și ridicăm la ce putere? N-avem la ce putere. Este o situație destul de dificilă. Că un radical este indice 2, celălalt este indice 3. Eliminarea radicală e o problemă. Deci e o problemă eliminarea radicală. Și atunci, am votat cu A, primul radical, și A-ul este pozitiv. Foarte importantă mențiunea asta. Iar celălalt cu B. Am o ecuație A plus B egal cu 2 și mai apare o ecuație A pătrat plus B la 3 egal cu 2 după eliminarea lui X. A fost un sistem A și B. Rezolvarea sistemului A și B înseamnă pe regile A și B, regile A și B, dintre cele 3, mă interesează fie că mă duceam în asta cu B, fie că mă duceam în cealaltă cu A, tot același rezultat ajung, pentru că în sistemul respectiv, o conduc la toate felii ca și pe care verifică și pe prima și pe e bine, m-am dus la cea cu A, pentru că A-ul este pozitiv, m-am interesat care va avea lui A, mai îmi convinc. Toate trei. Și atunci am găsit X și respectiv. Acum trebuie să verificăm, fiindcă aici am avut grijă ca A-urile să fie pozitive, valorile să fie pozitive, nu mai este necesar să mai verific. În clipa în care m-am întors la substituții, eu am știut sigur că e A pozitiv și nu există pericol al adoptării unor soluții particulare. Așa că, dacă acasă doriți să verificați, așa că să vedeți din mers. 1, 7, minus 6, 1. Deci este corect. Este soluție. 6. Așa va fi și fiecare valoare de mai bine, care urmează. Acele două valori care am zis. Iată, am rezolvat această ecuație destul de interesant. Observați că am venit cu două modele de greșit în care algoritmul nu se mai respectă. Acea ecuație cu radicală în cioc nu spunea problema să o respectăm, ci din condiții mai ieșit X egal cu 8, foarte important să punem condiții. Așa se dă noi ecuația aia și am putut să verificăm. Am eliminat și am format un sistem. Observăm, foarte clar că de la un X la altul, sigur trebuie să ne adaptăm. Asta e clar. Nu putem să respectăm șablonul. Șablonul este uneori foarte bine să-l urmăm, dar altori este păruros. Dar să vedem cu ecuație. Spuneți așa. Radical indice N. Atenție. Radical indice N din X minus 2 totul la pătrat plus 8 ori radical indice N din X plus 5 totul la pătrat egal cu 6 radical indice N din X pătrat plus 3X minus 10. Minus 3X plus 10. Nu, minus 10 este. Deci, e vorba de radical în cien din X minus 2 la pătrat, plus 8 radical în cien din X plus 5 tot la pătrat, egal cu 6 radical în cien din X pătrat, plus 3X minus 10. Da. Ia să vedem dacă aveți iarăși aici vreo idee. Nu poate, nu poate să fie negativ niciodată. Deci, ori în fac să-i fac. Asta, da. El, să fie doar la număr natural. Trebuie să precizăm, e un număr natural, e mai mare egal decât 2. La X și radicalul, deci e un natural mai mare egal decât 2. Ei, vă rog să spuneți acolo, aș putea gândi la N par și N impar pentru următorul motiv. Ca dacă puneți sau nu condiții. Nu cred că asta e tot vedere. Însă, prima pătrat, din la păstrat, parcă ce se va ridica un radical la o putere? Și dacă ridica parte de subradical la puterea respectivă. Și dacă e la păstrat, înseamnă că nu are importanță. La pătrat înseamnă că există radicalul și când el e impar și nu e impar. Nu cred.
totdeauna e asigurat și pentru situația pe care este impactul acesta sigur. Așa că teama ta nu se răzutite. Eu cred că în clipa de față, teama în fața unui exercițiu, în clipa asta teama în fața unui exercițiu, la care trebuie să ai o reacție. E notat una și greu. Interesant. Am notat cu altă e cine? Radical cine din X minus 2. Cred că așa aș face și eu. Ia să văd dacă ideea ta e viitoare. Ai nu, celălalt trebuie să vedem dacă e cumva vreo legătură cu A și cu B. Așa, da. A pătrat plus 8B pătrat egal cu 6, adică nu știu eu. Da. X pătrat plus 3X minus 10. Deci este, după cum vedeți, după notația făcută, așa ceva. Ei, și totuși nu putem să lăsăm și A și B și radicalul. Nu cred că este corect. Trebuie să mai... Să apară măcar numai în A și B. Ce părere aveți? Acolo X pătrat plus 3X minus 10 acela. Mai fără. Așa, mă lupte să o pune, te rog. X plus 5 pe lângă X minus 2. Deci, haideți să scrim încă o dată. A pătrat plus 8B pătrat, egal cu 6 radical min. 6 radical min. X plus... X plus 5 pe lângă X plus 2. X minus 2, cred că e corect. Ia vezi dacă e bine. Hai să ne mulțim acolo. X pătrat. Min plus 3X și minus 10. E bine. Radical din cine este pătrat? Radical din cine din plus înseamnă egală de 4, cu radical din cine. Egal cu 6 radical din cine din X plus 5, ori radical din cine din X minus 2. Și pe primul radical din cine din X plus 5 a fost notat cu B și celălalt cu A. Deci egal cu 6 A, B. Ia să mai vedem încă la ecuația, cum s-a întâmplat? Cum s-a întâmplat? Care este ecuația în timpul de spație? Este A pătrat, să scrie din nou. Ușor, B pătrat. Ușor. Șase ave. Ei, ce fel de ecuație este asta? Cum se cheamă asta? Ecuația de spație. Mai se merge. Mai ecuația de aceasta care e în A și B la același grad. Omogenă. Împărțim V prin A pătrat, V prin B pătrat. Deci este o ecuație omogenă. Hai să împărțim totul prin, să ducem în stânga 6AB. Ce bine? A pătrat plus 8AB minus 6 plus 8B pătrat. E bine. Minus 6AB. Minus 6. Egal cu 0. Și împărțim prin B pătrat. Și atunci ce față devine? Ce devine? Asupra B pe la pătrat, minus 6 ori. Minus 6 ori A pe B. Așa bine, da? Când se duce un B. Plus 8. Egal cu 8. Păi B pe la s-a dus cu B. 8 egal cu 0. Notăm asupra B cu un D. Asupra B egal cu 8. Și ecuația de I. B pe la minus 6 B. Plus 8. Dacă puteți spune de altă valoare, 2 și 4. Ce numele de arătate fac 6 și mulțite 4, 8. Deci de 1 egal cu 2 și de 2 egal cu 4, ca să mai pierdem timp. Cine era pe 1? A pe B. Și avem A supra B egal odată cu 2 sau dedesubt A supra B, altă variantă, egal cu 4. Da, dar noi să vedem ce facem acum. Că noi avem o... Am avut o grad și niți. A, B, B, egal cu 2, înseamnă grad și între A și B. Ce-a răsemnat? A egal cu 2. A egal cu 2, este Iisus. A egal cu 2, B. Și hai să vă uim, cine era A, B?
Radicalii ien din x minus 2 egal cu 2 ori radical ici ien din x plus 5. Ei, ce să facem acum? Din două egalitate, cu doi radicali de același indice. Uităm la ele, ca să dispar radical. Abia nu acutăm al doi. Uităm la el și în stânga și în dreapta și vine x minus 2. Doi la el, că și doi la el, doi la el pe lângă x. X plus 5. Așa. Acum, eu trebuie să vă spun că s-a strecat un mic greșeal. Vreau să vă atrag atenția că proprietatea asta este extraordinar de important să facem o discuție aici. Dacă n este par, radical dintr-un produs egal cu radical din fiecare, ca să împlinim asta, trebuie să fiu sigur că x plus 5 și x minus 2 sunt pozitive. Deci dacă indicii radicalului nu este 2 sau 4 sau 6 multipli, deci un radical de ordin par, trebuie neapărat să fie avut așa stabilit. Altă radicală produsul egal cu radical din fiecare numai dar și acestea două sunt pozitive. Deci când noi am luat aici, trebuie să ne asigurăm de chestia asta. Când indicii, el este de care și-o spart. Dacă el este impar, nicio problemă. Deci apare tot ce a lucrat aici este perfect, fără nicio emoții, pentru el care? El impar. Da? Pentru el impar. Atunci nu are nimic de obligat. Impar. Adică e legat cu cât mai scurt. E legat cu 2 ca plus 1. Când am zis e legat cu 2 ca plus 1, înseamnă că l-a asigurat, e impar. Ce fac acum? Merg mai departe și scot pe aici, deci. Deci x minus 2 ca cu 2 la n. Plus 2 la n ori 5. Tot ce-i plus plus în membru stâng, ce vine x minus 2 la n ori x. Ori x este egal cu 2 plus 2 la n ori 5. Așa de dat plus. Fără pe x în factor, x pe lângă 1 plus 2 la n. Egal cu 2 plus 2 la n ori 5. Înseamnă că x va fi egal cu 2 plus 2 la n ori 5, totul supra 1 minus 2 la n. În felul ăsta am găsit x-ul. Pentru care variantă? Cu n am zis impar, că nu am nicio restricție. Dacă n este impar, trebuie să mi asigur că x plus 5 mai mare ca 0 și x minus 2 mai mare ca 0. Dacă el este impar, n-am nicio problemă, totul este perfect, lucru pe care l-am... Asta, în varianta APD, egal cu 2. Dacă luăm APD egal cu 4, vom avea altă situație. Da? Deci este un x. Un x sumă, hai să zicem așa, un x sumă pe care l-am găsit. Și anume este 2 plus 2 la n ori 5. Totul supra 1 minus 2 la n, 1 minus 2 la n. Și o altă soluție va fi aceea în care vom merge de data asta cu varianta A pe B. A, egal cu 4. Hai să ne oprim pe A și pe B, să vedem ce e bine. Hai să facem. Să invers. Da, sigur. Da, da.
egală cu 1 minus 4 aici. Să scriem egală cu 2 plus 5 ori 4 la el. Supra 1 minus 4 la el. Așa că vom stabili foarte clar. Dacă el este impar, hai să spunem așa, dacă cazul 3, dacă el e egal cu 2, egal cu 1, atunci rezultă că aceste două sunt soluțiile ecuației pe care am avut-o de rezolvat. Acestea sunt cele două soluții. Dacă însă e egal cu 4, e egal cu 2, ca când e egal cu 4, în clipa asta trebuie să punem condițiile. X plus 5 mai mare egal decât 0. X minus 2 mai mare egal decât 0. Rezultă X aparține de la 2 încolo. Deci rezultă X aparține de la 2 la plus infinit. Și dacă vom găsi, ne vom întoarce la substituții, vom găsi aceste două valori. X1 și X2. Aceleași soluțiile de zi, nu am. Dar să vedem care primele sunt la 2 pot. Deci ne întrebăm X1 egal cu 2 plus supra 1 minus 2 la N mai mare egal decât 2. Asta e problema. Ceea ce ar fi echivalent cu ce chestiune? 1 minus 2 la el. Mai mare să-i dat 2. Nu dăm 2 la el cu 3. Stai să vedem. Câte și pe 2? Câte așa nu-ți face așa mică? 5. 5 ori 2 la el. Minus 2. Plus 2 ori 2 la el. Totul supra 1 minus 2 la N mai mare egal decât 0. Echivalent cu, hai să reducem termenul asemenea, 2 cu minus 2, 5 scăzut plus 2, fac 7 ori 2 la N, bine, 7 ori 2 la N, totul supra 1 minus 2 la N, dacă este mai mare egal decât 0. Da? 1 minus 2 la n mai mare egal decât 0. Ce măr aveți? Este adevărat? Numărătorul cum este tot timpul? 7 minus 2 la n. Pozitiv. Da, numitorul 1 minus 2 la n. E natural. E negativ. 2 la 2, 2 la 3, 1 minus 2. Deci este negativ. Asta înseamnă că aceea e fals. În paranteză spune că este fals. Nu e adevărat că chestia asta. Asta îmi spune că X1 nu e față de soluție. X1 nu este soluție. Da. Deci X1 nu aparține așa, pentru că nu a scris soluție. Să ne gândim să vedem pe aceea și cea de-a doua așa fie soluție. A doua așa pe asta. Deci e vorba de X2 care este cine? Da. Hai să vină să lucrați aceea, să ai spațiu. Dacă este mai mare, 2. Dar oriul spune că sus este un număr pozitiv, iar jos este un număr de care? 1 minus 4 la n. Negativ. Nu poate să fie plus pe minus în deama mai mic decât 2. Deci este fals și asta. Muncesc în zadar. Și atunci spunem că nici X2. X2 nu aparține de la 2 la pozitiv. În concluzie, ecuația pe care am avut-o mai sus, când el este impar, admite două soluții, acestea sunt cele două soluții, iar dacă el este par, nu are nicio soluție. Fiți atenți ce risc mare, nu, ce mult am riscat, pentru că dacă n-am fost atenți, sau cei care au avut de rezolvat ecuația asta, dar am fost atent la această discuție, în par și el în par, sigur că am fi greșit foarte tare. Cam jumătate de punct aș fi primit.
Pentru că Dumnezeu tot mergea și ne-a stai bună pentru că nu este impartă, pentru că e legal par când s-au încelat. De ce nu au pus condiții? De ce nu au fost atent? N-am ce le face. Hai să mai revedem o dată asupra, să mai revedem asupra ecuația acestea. Eu cred că este, într-adevăr, o ecuație foarte frumoasă, de nouă ecuație interesantă. Am notat, așa cu ființia ceva voastră, să notăm pe ăsta cu A, ăsta cu B. Am ajuns la A pătrat cu SOP pătrat, egal cu 6, dar aici documentul s-a văzut foarte repede. N-ați observat că aici este produsul celor doi radicali. Și atunci vine 6AB. Dar când am zis cei doi radicali, aici, pe loc, trebuia să facem observația. Am voie. Am voie să spun radical din fiecare, numai dacă asigur că x plus 5 și x plus 2 sunt pozitive, situația când este par. Deci aici trebuia să punctăm. Când nu este impar, nicio problemă. Când nu este par, o mare problemă. Trebuie să punem condiția x plus 5 și x plus 2 pozitiv, care înseamnă doar pe încolo. Deci aici, exercițiul se rupe în două. Este nevoie de această discuție ca să poți să-ți radical în fiecare. Dacă indicele este 3, nu e nicio problemă. Dacă indicele este 4, 2, 4, 6, e o mare problemă. Poți să scriu radical în fiecare, numai după ce a fost condiția. Deci cel care e redactat trebuie să spun. Aici tot am voie să scriu radical în fiecare, în condițiile când el este impar, nicio problemă. Dacă el este par, am o problemă. Am. Ați văzut că a fost foarte, foarte interesant și această ecuație. Din ceea ce am rezolvat până acum, am sesizat. Dumnezeu, ecuațiile astea e viață. N-am să vedem ce. Fie la un sistem... Sunt situațiile astea, anterior acum. Fie la o ecuație de aceasta omogenă. Deosebit de interesant. Iată că algoritmul de rezolvare, iată că algoritmul de rezolvare nu totdeauna se respectă. Nu totdeauna. Și noi trebuie să fim gata, pregătiți în fiecare moment să reacționăm funcții de exercițiu pe care le avem de rezolvat. Acum, fiindcă am ajuns în câteva rânduri la sisteme, vă propun să trecem repede în revistă sisteme de ecuație, tipuri de sisteme. Da? Hai să rezolvăm în continuare. Sisteme de ecuație, tipuri de sisteme. Am și o dată, existeze. Prima categorie, notați. Un roman. Sisteme de ecuații. Da? Și paranteză. O ecuație este de gradul 1, cealaltă de orice grad. Deci o ecuație este de gradul 1, cealaltă nu are importanță. Ecuație foarte important. Exemplu. 2x plus 3y egal cu 5. Da? 2x plus 3y egal cu 5. Și cealaltă. Să zicem x pătrat plus 3xy plus y pătrat egal cu 4. Acesta este un sistem în care una din ecuații este gradul 1. Și cealaltă nu are nicio importanță. Tehnica de rezolvare este substituția. Se scoate din cea de gradul 1 și se merge în cea de gradul 2. Da? Hai să scoatem și noi. 2x din prima, 2x egal cu... Sau x o dată. X egal cu 5 minus 3. X egal cu 5. X egal cu 5 minus 3 egal cu 2. Și dedesubt, hai să ridicăm la pătrat, vine 25. Minus 6. De două ori, prima ori, a doua, deci vine 30 y plus 9 y pătrat. Totul supra. Plus 4.
15 y minus 9 y pătrat pe 2 plus y pătrat egal cu 4. Să ne observăm următorul comun este 4, deci amplificăm acolo cu 2. Așa. 5 minus. Trebuie să scrieți-o, te rog să scrieți-o ca să ai o sucea aici. Momo y pătrat minus 30 y plus 25 plus 30 y minus y pătrat 4 y pătrat minus 6. Da? Deci asta este sistemul pe care l-avem acum de rezolvat. Hai să vedem aici. Deci este vorba de x egal cu x este egal cu 5 minus 3 y pe 2. Minus 9 y pătrat și cu 4 y minus 5 y pătrat. Minus 5 y pătrat. Minus 30 y cu 30 y este egal. 25 plus 16 plus 9. Deci plus? Așa este sau greșit? Dar apoi vedem o ecuație să nu fi greșit. Deci am scos pe x egal cu 5 minus 3 greu pe 2 pe 4, 15 3 ori 5, 5. Dacă așa am obținut, ia să vedem de aici rezultă. Y pătrat egal cu 9. Y cu 2 egal cu 3. Deci, Y are două variante. Cu fiecare din variante, te duce și găsi X-ul. Cu Y odată mergem egal cu 3 pe radical. Y egal cu 3 pe radical din 5 rezultă. X este egal cu 5. 5 minus 3 ori. 9. Dar, dacă o să fii prea aproape, nu o să ai spațiu. Ia să vedem. Y egal cu 3. Nu Y egal cu X-ul. 5 minus 9 supra radical din 5. Scrie 9 supra radical din 5. Totuși supra 2. Aceasta, dacă vrei să ajungi la cea ajungător, vine 5 radical din 5 minus 9 pe 2 radical din 5. Dar puteți să ajungi așa. X2. Egal cu 5. Plus. Nu, da. Exact. Acestea, hai să schimb pe linie. Avem așa, spunem, X-ul egal cu 5 minus 9 radical din 5 pe 5 minus 9 radical 9 pe radical din 5 totul supra 2 și de desubt Y-ul egal cu 3 pe radical din 5 sau 3 radical din 5 pe 5. O să fac și asta. Asta e prima vedere, prima soluție și o altă soluție este vorba de x2 egal cu 5 plus 9 radical 9 pe radical din 5 totul pe 2 și cu y2 egal cu minus 3 pe radical din 5. Acestea sunt cele două soluții. Haideți să revedem încă o dată. Cum se rezolvă sisteme în care ecuația este de gradul 1 și cealaltă este de orice grad, nu mă interesează. Substituția este. Se scoate din cea de gradul 2, se merge din cea de gradul 2, să nu creadă. Se găsesc pe regle de X și Y. Și cu asta am terminat de rezolvat 2. Urmează.
sisteme de ecuații. Omogene. Sisteme de ecuații omogene. Omogene în paranteză formate din ecuații omogene. Formate din ecuații omogene. Și acum, o ecuație se numește omogenă dacă prezintă același grad peste tot, în cele două necrosuri. O ecuație se numește omogenă dacă prezintă același grad peste tot. De exemplu, să spun așa, ecuația 2x pătrat plus 3xy plus 5y pătrat egal cu 3 este omogenă în variabila xy, în variabila xy, pentru că aici am gradul 2, aici tot gradul 3, gradul 2. Deci este omogenă ecuația asta. Bun. Dar dacă dau așa un alt exemplu, deci 1, 2. Deci aici se spune adevărat că este omogenă. Da, exemplu 2, 2x pătrat minus 3x plus 5y pătrat egal cu 4 nu mai este omogenă, pentru că aici am gradul 1. Deci, termenii aceștia au 2, de ce e gradul 2? Deci e fals, nu este omogenă. Ați înțeles ce înseamnă omogenă? Peste tot același lucru. Și acum să luăm un exemplu de sistem omogen. Să se rezolve sistemul. 3x pătrat plus 2xy minus 4y pătrat egal cu 1. Apoi, a doua ecuație, este asta omogenă? Da. Da. A doua ecuație este x pătrat minus xy plus 3y pătrat este egal cu 3. Dacă asta este omogenă? Da. Este. Cele două ecuații sunt omogene, însă au și termeni liberi. Din păcate, dacă aș fi avut una dintre ele egală cu 0, aș fi fost foarte încântat. Pentru că aș fi luat-o pe aceea egală cu 0, împărțeam un x pătrat și apoi y pătrat și treaba ar fi mers foarte bine. N-am noroc asta. O să încerc să scap de termen liber. Mulțim pe asta cu minus 3. Reducem termenul liber. Deci reducem termenul liber. Deci, și atunci? Minus 9x pătrat minus 6xy plus 12y pătrat egal cu minus 3. X pătrat minus xy plus 3y pătrat egal cu 3. Le adunăm, am mulțit cu minus 3 pentru a scăpa de termenul liber și o să vedem ce le vine. Minus 8x pătrat minus 7xy. Da. Deci din cele două ecuații, din cele două ecuații, au obținut una egală cu 0. Foarte încântat sunt acum. Iau oricare din ecuații de la început, pun alta asta, și pun ecuația obținută. Sau asta a obținut pe oricare de la început. Și voi avea minus 8x pătrat, să scrieți. Noul sistem arată așa, minus 8x pătrat, minus 7xy, plus 15y pătrat, egal cu 0. De desubt, pun una din ecuațiile de sus, iată tabloul și plus 4 x pătrat, minus x y plus 3 x pătrat, egal cu 3. Și fiindcă am norocul, de fapt, mi-am și construit asta, nu? Am obținut cu asta egal cu 0, eu fac asta deoparte, se împarte fie prin x pătrat, fie prin y pătrat, m-am prăjeat mai devreme, și acolo le-am căpărut. Ia să zicem, o luăm față de parte, 8x pătrat plus 7xy, 8x pătrat, am mulțit cu minus 1. Da, poate mai. Așa, împărțim prin
primi y pătrat, sau primi minus y pătrat, ca să fie. Și atunci apare 8 înmulțit cu x pe y totul la pătrat, plus, plus 7 ori x pe y, minus 15, egal cu 0. X pe y egal cu 1, și în față de y. Da? Nu știu x pe y cu 1, și în față de y. Înțelege bine? 8 pe 3, da. Plus 7, minus 5 pe 10, egal cu 0. Exact. T1 egal cu? T1, 2 egal cu? Minus 7. T plus minus. Radical din 49. Da. Stai, se lucrează, mă, 49 plus 4 ori 15, 60, 60, 6 ori 480. Așa, bine, 4 ori 15, 60, 60 ori 8, 6 ori 48. Totul supra 13. Și egal din 4, hai bine, lucrăm minus 7 plus minus plus 529 pe 27 ani. Nu, nu-i bine 27. 12 bine? 25 ori 25, fac 6, 25. Ia vedeți, 23 ori 23, cât se face. Da, deci e 23, totul supra 16. Și avem o dată 16 pe 16, 1. Și al doilea este 2 egal cu minus 7, minus 23. Minus 13. Avem două variante. Dar ce era pe un notar? De unde era x pe y. Și o să avem o dată x pe y egal o dată cu x pe y egal o alternativa care? Cu varianta 1. Și o altă dată sau. Sau. Vedeți, tot x pe y egal cu minus 15 pe 8. Acum, vom lua ecuația nefolosită, ca să aceste două variante vor veni prima ecuație. Și acum o să luăm ecuația nefolosită, oricare, pe rând fiecare din cele două. Pe rând. Și o să spunem, sistemul 1, care va fi sistemul, va veni x pătrat minus y plus 3y pătrat minus xy plus 3y pătrat egal cu 3. Iar de desubtata o varianta x pe y egal cu 1. Acesta este primul sistem. Da? Nu soluționăm. Să spunem 1. Al doilea sistem. Aceeași ecuație. Al doilea este. Ce credeți că facem acum? Acum am o ecuație de gradul 2 și alta de gradul 1. Gradul 2 și gradul 1. Metoda este cea de înainte, substituții. Să scoate x egal de x egal cu y. Și mergem cu varianta, ca să vedem partea de soluțiile. Când y egal cu 1, hai să le scriem aici, că nu mai așa era partea de înainte. Să spunem așa, când y egal cu 1 rezultă x-ul tot 1, e doar x egal cu y,
când y egal cu minus 1, rezultă x-ul egal cu tot cu minus 1, x egal cu 1. Deci pe aici ar fi 1, 1, hai să zic x1 egal cu y1 egal cu x1 egal cu y1 și egal cu 1. Și de sub x2 egal cu y2 egal cu minus 1. De la primul sistem. Acum să lucrăm și la al doilea sistem. Tot așa, scoatem că prin substituție merge repede, x egal cu minus 15 x supra 8, y. Și dacă l-am scos pe x, cu x-ul acesta mergem sus și vine 15 ori y pe 8 la pătrat. Minus. Minus. Minus, 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 plus 15 pe 8 y pătrat pe 8, da? Y pătrat din mai din 11, da? Plus 3y pătrat egal cu 3. Și am devenit 225 y pătrat pe 64. Nu, 64. Plus 15 y pătrat pe 8. Și plus 3y pătrat egal cu 3. S-a dus la 60 de tot, deci 8 acolo. 9, 64. Da. Eu cred că mare ăsta. Acum puteți finaliza calculul acesta. Este un calcul elementar. Găsim perechile y1, y. Găsim y și și cu y respectiv găsim și x. Cum găsim pe x? Dacă am găsit y, ce oprim aici? Și avem perechi x, y, x, y. Și în final am adăugat și alte soluții. Ca să nu pierd mult timp, trec și vedem un alt tip de sistem trăit. Sisteme simetrice. N-am fi rost să concluzionăm care ar fi pașii pentru rezolvarea sistemelor omogene. Care ar fi algoritmul? Dacă una dintre ele este egal cu 0, este nemaipomenit. Dacă amândouă au termen liber, ce facem? Eliminăm termen liber, că așa am făcut. Da? Eliminăm termen liber și atunci din cele două obținem mai egal cu 0. O luăm pe cine egal cu 0 deoparte, împărțim fie prin x pătrat, fie prin y pătrat, x pe y apare acolo pe un t, apare un cadre la 2, că sunt cele două variante, T1, T2, adică de fapt x pe y de mai înainte, și astfel reducem sistemul de mai înainte la două sisteme, în care una e de gradul 1 și alta e de gradul 2. Da? Asta ar fi tehnologia particulară, când avem sisteme omogene. Să mergem mai departe, să zicem sisteme simetrice. Sisteme simetrice. Și mă gândesc un pic, pentru că vreau să prind sistemele simetrice. Da? Sisteme simetrice. Simetrice. Ce înseamnă că sistemele sunt simetrice? Formate din ecuații simetrice. Deci sisteme simetrice, în paranteze, spune ecuații simetrice. O ecuație, să zicem că este simetrică, atunci când înlocuim pe x cu y și ecuația rămâne schimbată. Practic, e comutativitatea adunării și comutativitatea obținerii, cu fructificare. Ia să vedem câteva ecuații să spunem dacă este simetrică asta. 2x plus 2y plus x pătrat plus y pătrat egal cu 7. Este asta simetrică? Da. Este. Dar de rezultat. 2x plus y egal cu 5. Nu, dacă nu pui pe x cu y, că apare... Deci prima spune adevărat, dar cealaltă doar spui fals. Dacă am înțeles ce înseamnă sistem simetric, acum să luăm un exemplu. Da, să zicem că avem de rezolvat exemplul următor. Sistemul următor. X pătrat plus y pătrat este egal cu 2 și x la 3 plus y la 3 egal cu 2. Acesta este un sistem simetric și aș dori să văd cum îl pot rezolva.
Așa, sistemele simetrice, puteți mai adăugați, se rezolvă cu sumă și modus. Încercăm să trecem de la ceea ce este exprimarea aici, exprimarea aceasta în x și y, la o exprimare în sumă și produs. Vom nota x plus y cu suma și x y cu produsul. Și ia să văd. Ce devine x pătrat plus y pătrat? X pătrat minus 2p. Când vreți mai întâi, dau 2xy și scad 2xy. Ca să faci suma la pătrat. Deci aici vine x pătrat minus 2p. Minus 2p egal cu 2. Și cealaltă, dacă o prelucrăm, x la 3 minus 3p ies. X la 3 minus 3p ies. Egal cu 2. Iată un sistem în S și P. Prima este ecuație de gradul 2. Dacă este S la 2, este de gradul 3. Dar la noroc, aici P-ul este... P-ul este alternativ, s-ar putea scoate. Sau, dacă nu vă vine chiar așa la îndemână să scoateți pe acest pen, puteți să mulțiți așa asta cu un S, un 3S, ca să facă 6, 3S, de coate, să reducem SP, să avem SP, să reducem. Deci, mulțim pe asta cu 3S, așa trebuie să mă refac pe pele, cu 3S, cu minus 3S. Și a doua cu 2, va. Și atunci sistemul devine. Ia să mergem. Minus 3 este la 3. Minus 3 este la 3. 6 3 este. Egal cu minus 6 este. Minus 6 este. 2 este la 3. 2 este la 3. Minus 6 este. 3 este. Este egal cu 4. 4. Da. Minus este la 3. Nu, no, nu, no, nu, no. Minus plus 6. Hai să zicem plus 6, ies, să zicem 4 și la 2. Egal cu 4. Iată ecuația pe care o avem. Contează sus. Minus ies la 3, ai spus. Plus 6, ies. Egal cu 4. Cum rezolvăm această ecuație? Deci de 4 în stânga. Deci minus 4 egal 0. Este o ecuație de gradul 3. Încercăm să rezolvăm tot cu schema lui Pavel. Hai, repede. Minus 1. Nu e adevărat. 0, că nu este pătrat. Minus 1, 0, 6, minus 4. Divizorii lui. Plus minus 1, minus 2, minus 4. Așa. Să încercăm. Cu 1. Ori minus 1, minus 1. Și cu 0. Minus 1. Da. Minus 1, minus 1, 6. Plus 6. 6. Da, nu e minus 1, minus 1, plus 6. Așa, 5. Da. Și 1 ori 5. 5 minus 4. N-am mers. Trebuie să ne dea 0. N-am mers. Încercăm cu minus 1. Hai să vedem cu minus 1. Primul povară. Minus 1, minus 1. Și cu 0. 1. Minus 1 și cu 6, 5. Minus 1, minus 5, minus 4, minus 9. 2. 2. Primul povară. 2 ori minus 1, minus 2 și cu 0, minus 2. 2 ori minus 2, minus 4 și cu 6, 2. 2 ori 2, 4 și cu minus 4, 0. Mai începem o dată? La 2? Fica a mers așa, ca să înveți timpul, cu aici trebuie făcut o ecuație de gradul 2 deoparte. Și anume, minus S pătrat, în dreptul său, minus S pătrat, minus 2S, plus 2, egal 0. Deci minus S pătrat,
Minus 2S plus 2 egal 0. Și apoi ecuație de gradul 2N S. Înmulțim aici cu minus 1. Și S pătrat plus 2S minus 2 egal 0 și să găsim rădăcini la aceasta. Minus 2. Așa, pe 2 egal cu 1 plus radical din 3.
Și în sfârșit, în dreptul lui Iestrăi, dacă e 2, 4 scăzut 2, 2, 2 pe 2, 1. Să spunem Iestrăi, egal cu 1. Ei, având perechi, este, cu perechile spe, vom forma ecuația din gradul 2, să spunem, o variantă T. Aceasta va fi următoare. T pătrat. Nu neapărat, cu orice variantă. T pătrat minus este plus P egal cu 0. T pătrat minus este plus P egal cu 0. Și va fi T pătrat minus suma, hai să luăm mai simplu. Mai ușor de lucru, da? Minus 2T plus 1 plus produsul care nu știu că e 1. A. Lucrând aici, să vedem că T1 egal cu T2 egal cu 1 aici. T1 egal cu T2. Deci, împărat, vă spun. Cu perechile S și S, vom în ecuația. T pătrat minus S ori T plus B egal 0. Unde e? S și T o să mă rog în mine în desi perechi. Și azi minus 2T plus 1 egal 0. Și am găsit aici T1 egal cu T2 egal cu 1. Dar T1 și T2, cine a fost notat cu S și T? X-ul și Y-ul. T1 și T2 sunt tocmai X-ul și Y-ul. Și o să avem acum X egal cu Y. Egal, sunt T1 și T2. X egal cu Y egal cu 1. Dacă obțineam T1 egal cu 2 și T2 egal cu 3, înseamnă că X-ul este 2, Y-ul e 3 și deci schimbam între ele, că tocmai am și anunțat, am voie să schimb X-ul cu Y-ul. Dar acum ce să schimb între ele? 1-1? Nu mai am nicio... Adică nu este deloc indicat, nu am altă soluție. Urmează acum să formulez o altă ecuație. Care ar fi a doua ecuație? D pătrat minus, în paranteză, scot un minus în față și minus minus din plus, dar atunci de lucru s-a legat în 3, tot în paranteză puțin cu T, îi iese S ori T, plus produsul care este un lucru s-a legat în 3, egal cu 0. Aceasta este o ecuație de gradul 2, în T, pe care o să o întorc. Și că sunt T1 de 2. Cine crezi că o să fie T1 de 2? O să fie X-ul și Y-ul. Să lucrează, mai de ori, nu știu ce, tot ce trebuie făcut. Și te pătrat. Thank you.
Deci radical din 3 minus 1 plus minus radical din 2 radical din 3 din 5. Asta e T1 și T2 va fi cu minus. Da? T2 va fi cu minus. De fapt, e plus minus. Cele două valori, T1 și T2, sunt nu altceva decât X-ul și Y-ul. Și aceste două valori le adăugăm la ce am găsit mai înainte și atunci am cu un tip de față pentru sistemul ăsta câte soluții. Am asta în unul, parcă era X egal cu Y egal cu 1 și X egal cu valorul varianta cu plus, Y egal cu varianta cu minus. Și le și schimbăm între ele. Deci în total sunt 3. 3, pentru că prima înseamnă X egal cu Y egal cu 1. Și am două aici. E, cam asta a fost sistemul. Deci am recalculat tipuri de sisteme. Ce tipuri am descoperit până clipa de față? Am fost zis despre o radicală de deșeapă, nu mă interesează. Omogene, simetrice. Și, în sfârșit, patru, mă pădă, sisteme diverse. Sisteme diverse. Sisteme diverse. Și spune, se rezolvă sisteme diverse. Se rezolvă, știți cum? Pe baza unui simț matematic, simt. Se rezolvă pe baza unui simț matematic. Da? Unui simț matematic. Care l-a? Da? Dacă nu l-avem, înseamnă să-l căpătăm. Și ca să căpătăm unui simț matematic, înseamnă să lucrăm foarte mult. Să vedem, dacă am sau nu de fapt. Da? Deci să vedem dacă gata să se rezolve sistemul, te rog. Să se rezolve sistemul. X, Y plus Y, Z. X, Y plus Y, Z egal cu 3. Gata? X, Y plus Y, Z egal cu 3. Gata? Gata? YZ plus XZ egal cu 5. YZ plus XZ egal cu 5. Apoi, XZ plus XY egal cu 4. Gata? Proiecție, dacă avem, proiecție activă. Să ne avem la urmă cu toate. Chiar să vedem ce o să facă la urmă. Am observat de două ori. Deci am bine, doi pe lângă. Doi pe lângă, produsul X pe două. Xy plus X, Z. Că plus Y, Z. Când este de două ori? Vă rog să urmăriți dacă sunt de două sau nu. Păi nu sunt de două ori. Xy de două ori. Este. Y, Z de două ori și X, Z de două ori. Și am zis 2 pe lângă. Egal cu 5, 8 cu 4, 12. Adică, împărțim totul prin 12, XY plus XZ plus YZ. XY plus XZ plus YZ. Egal cu 6. Așa are și egal cu 6 și mai departe. Sia fiecare parte. Sia asta cu fiecare din. Asta e mai. Sia asta de aici, dar nu știu cu fiecare din ele. Iată prima două, XY plus YZ fac 3. XY plus YZ fac 3 și în obțin. 3 plus XZ. 3 plus XZ egal 6. Îmi rezultă că XZ egal cu 3. Fătează. Prima chestie obținută. XZ egal cu 3. Acum. Aici am a doua care fac 5. Cu cine? YZ plus XZ. YZ plus XZ fac 5. Și vine XY egal cu 6 scăzut 5, 1. Să zicem la X. Y egal cu 1. În sfârșit,
A, X, Z plus X, Y egal 4. Și avem 4 cu Y, Y plus Y. Y, Z egal cu 2. Și atunci sistemul de mai înainte, sistemul ăsta, dar am redus asta, echivalent. El păstrează aceeași soluție, deci de punct de vedere al tablei de adevăr același lucru, predicatul respectiv păstrează de soluția, sau țin un nod din cele toate cele trei și aici cum mai fac mai departe? Dați-mi încă un punct de sprijin și vă fac. Încă o idee între. Deci a fost ideea aia de pe toate, a fost excelentă. S-a văzut repede de ce n-am adunat, pentru că erau nu, suma primei două ce a fost avut foarte repede să obțin așa ceva, ce vrei. Și acum? După azi, din primele două X și Y se înlocuiește. Care de X. Care tot poți să-ți pe X și pe Y? Pe Z și pe Y. Pe Z și pe Y funcții de X. Se vede la asta? Ia vede! Z la fi 3 pe X. Dacă îți diferi de 0, da? Dar nu faci de x în 0, pentru că ar fi 3 egal cu 0. Deci îți permiți să faci. Deci din prima zi rezultă z egal cu 3 pe x. Z egal cu 3 pe x. Din a doua. Y egal cu 1 pe x. Și cu y și z, spune colegul vostru să venim ultima. Ori 1 pe, ori 3 pe x, egal cu 2. Adică 3 supra x pătrat egal cu 2, adică x pătrat egal cu 3 pe 2. De unde x egal cu plus minus, radical din 3 pe 2. Și avem un x sumă egal dată cu radical din 3 pe 2. Și x 2 egal cu minus radical din 3 pe 2. Și dacă știi pe x, te duci la altă și pe 0, mergi cu varianta. Pentru x sumă egală cu radicală cu 3 pe 2.